Bine v-am găsit din rai, un rai al zăpezii, pentru că la Șirnea, la jumătatea lunii martie, când filmăm noi, continuă să ningă și probabil că va ninge în tot răstimpul ăsta în care îl căutăm aici pe Charlie. Charlie Oatley, britanicul îndrăgostit de Șirnea și de România, care a promis că va cumpăra o casă și o va renova în stil tradițional. Și pentru că omul de regulă este man of his word, adică un om de cuvânt, ar trebui să-l găsim undeva, nu-mi dau seama unde. Va fi cu adevărat aventuros să-l întâlnim pe Charlie, să coborâm până la casa lui, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Și mai mult decât atât, o să-l scoatem de acolo, din nămeți, să încercăm să ajungem la tanti Marioara, împreună cu care și cu Charlie mai ales, încercăm să găsim o masă tradițională de Paște. Pe de altă parte, Cristina va merge împreună cu Eugen să descopere Șirnea tainică. Ce poate să fie Șirnea tainică? Sunt și eu foarte, foarte curios. Și mai mult decât atât, vom încerca să înțelegem ce înseamnă toată istoria acestor locuri, așa cum o percepe acest îndrăgostit de România, care este Charlie Oatley, acest militant pentru conservarea unei lumi tradiționale. Și totuși, între trecut și viitor, până la urmă, unde ne poziționăm? Și mai ales, cu ce costuri în zăpada asta ieșită din comun? Haideți cu noi!